La scurt timp după miezul nopții, în cluburile de pe litoral nu mai aveai unde să arunci un ac. Șampania a curs fără încetare toată noaptea, la fel ca și muzica bună, iar turiști aflați pe litoral au ținut-o dintr-o petrecere în alta. Localnicii s-au distrat cot la cot cu turiștii, însă cu toții s-au declarat cetățeni model care vor merge la vot. Vor fi oare obosiți? La prima oră! La prima oră! Cum să... No, niciodată, pentru vot niciodată! O să merg la vot și la plajă. Mai de dimineață, mai după amiază? De dimineață. Erhan este unul dintre tinerii care aseară s-au distrat alături de prieteni în club, însă nu a uitat că înainte de toate este și un cetățean cu drept de vot. Un drept pe care a promis că și-l va exercita chiar dacă va fi puțin obosit. Păi merge să ne exercităm votul, nu opinia publică, opinia secretă de fapt. Ce aștept să alegerile astea? Ce-ai vrea să te aștept? Păi... Eu, de exemplu, am un primar exemplu, deci o să-l votez în continuare. Și așa cum a promis, puțin după ora 8, tânărul s-a prezentat la secția de votare de care aparține. Și după ce a îndeplinit toate formalitățile, a intrat în cabina de votare. Nu s-a grăbit, s-a gândit bine unde să pună ștampila, iar apoi a votat. Am stat acolo, cred că 5 minute să mă gândesc, cel puțin la Consiliul Local și Județean, că primarul deja îl știam. Îmi dorim continuitatea. Ce așteptări ai tu de la ei? Așteptări nu avem foarte mari, pentru că oricum domnul primar a făcut și va face în continuare. Adică știe, are experiență și nu mai trebuie să ne gândim noi la asta. De asta ne alegem pe cineva care să facă în locul nostru. Au apărut și primele incidente electorale în Dobrogea. În localitatea Valea Teilor din județul Tulcea, un cameraman care a surprins în imagini un bărbat care transporta persoane la vot cu mașina a fost bătut de cel aflat la volan. Întâmplarea a ajuns și la urechile oamenilor legii care cercetează incidentul în acest moment. Probleme au apărut și în două localități constanțene, Medgidia și Fântânele, unde doi președinți de secție de votare au plecat acasă cu ștampila de control, fapt interzis de lege. Amândoi sunt cercetați penal chiar dacă au returnat ștampilele în secțiile lor.